Așa citesc? Sunt tata lui Alex, dar bară că i-am pierdut dizertația. Așa a fost. Mi-a provocat o îngrijorare maximă. Mă simțeam nesigură pe picioare și cuvintele. În explicația de igoare îmi ieșeau gâtuide din gură. Dar nu la mijloc, doar înspre sfârșit. De parcă numai sfârșitul ar putea fi fragil și mai ales vulnerabil. Cerul era întunecat și venise ploaia. Reaba mi-o făceam pe sub mână. Nu mai aveam putere în mâini. Se scurgea puterea în pământ ca un fulger. Și dintr-o dată furtuna mi-a arătat tot ceea ce era de arătat.